Bună și bine ați trimis la un nou clip. Clipul de astăzi va fi sub formă unui tag pe care, în care am fost menționată de către Andrei Kim, cu care am făcut deja o colaborare. Aveți linkul în descriere, o să las acolo. Iar clipul de astăzi se numește Tag de toamnă, în care vom vorbi despre lucrurile care îmi plac sau nu îmi plac sezonul de toamnă. Și acesta în timp e așa puțin... vine brusc schimbarea între vara și toamnă, cel puțin anul ăsta, așa mi s-a părut. Dar vom răspunde la câteva întrebări și vom afla dacă sunt sau nu fana toamna. Prima întrebare este: ce îți place cel mai mult la toamnă? Mie îmi place cel mai mult la toamnă pentru că cumva încetinește totul și încep să ne petrecem mai mult timp împreună, prietenii cu familiile noastre. Însă anul 2020 a fost un an puțin... altfel, să zicem, să nu zic că deosebit mă duce cu gândul la ceva frumos. A fost un an altfel și asta ar fi un lucru care îmi place la toamnă, că ne petrecem mai mult timp împreună cu cei dragi, că cumva începem să ne liniștim, nu mai umblăm așa stresați ca pe timp de vară, când am impresia, știi, că ziua e mai lungă și vrei să faci cât mai multe chestii. Îmi place îmbrăcămintea de toamnă foarte mult, îmi plac culorile de toamnă enorm de mult și da, cam asta ar fi, nu o să dezvolui prea mult pentru că intrăm în alte subiecte care aș putea să le pomenesc aici și îmi plac foarte, foarte, foarte mult lumânările. Știți deja care sunt preferatele mele, cele de la Dark Shop. Nu sponsorizez nimic, doar îmi plac tare mult lumânările. Și pe lângă asta îmi plac și băuturile calde, că acum vine sezonul ceaiurilor. Eu beau ceaiuri și în timp de vară, și pe timp de vară, dar acum parcă vine la fix așa de cozy. Și da, chiar îmi place. Întrebarea numărul 2 este: ce miros te face să te gândești la toamnă? Și aici aș menționa probabil un mirosurile dulci, nu neapărat scorțișoara, dovleac și așa mai departe, care cred că le asociem cu toamna din cauza sărbătorii Halloween, care o sărbătoresc americanii. Mirosurile dulci le asociez cu toamna și, cum a zis și Andreea, chiar am și o senzație asta că mirosul acela de proaspăt, care mi-a aduce aminte de 1 septembrie, că așa începeam școala în Serbia, mirosul acela de proaspăt, parcă e prima zi mai rocoroasă din an, cumva, începe școală, noi suntem îmbrăcați în haine noi, că bineînțeles mamele ne pregăteau de școală cu haine noi și era așa o atmosferă nostalgică, frumoasă, că se termină în vară și începe iarăși obligațiile. Da, este încă un miros care mi-aduce aminte de toamnă. Următoarea întrebare este: care este mâncarea ta preferată toamnă? Și nu cred că am o mâncare preferată, dar îmi place senzația acea senzație când intri în casă și se face ceva la cuptor, chiar dacă sunt legume, să zicem, sau poate chiar prăjituri, care și miros bine și e și caldă în bucătărie și așa o atmosferă plăcută de momente petrecute în familie. Cred că nu e neapărat legat de mâncare, ci mai mult așa de o întreagă experiență. Care este cartea, filmul preferat pentru toamnă? Carte care chiar am gândit la asta când am vizionat clipurile fetelor. Nu pot spune că am o carte care o asociez neapărat cu toamnă și care îmi place tare mult, adică cărțile mele preferate se pot citi în orice anotimp, însă ce mă gândeam așa că ar intra bine în peisaj cumva, este cartea Hygi, nu sunt sigură cum se citește, o să vă las coperta în descriere, care povestește despre acest sentiment, această senzație de coziness, cumva, pe care o experimentează danezii. Sunt mai multe chestii pe care ei le consideră ca fiind parte din acest sentiment, cum ar fi lumânările parfumate, să fie ordine și minimalism în casă, ceva moale, adică o puturică sau, nu știu, băuturile calde și așa mai departe. Iarăși, la capitolul acesta de viață sau, nu știu, stil de viață, aș include și cărțile lui Marie Kondo, care sunt arhi cunoscute deja și la noi, pentru că cumva eu am senzația asta că când se schimbă vremea de afară, adică cumva primăvara și toamnă,
când intrăm în hibernare și ieșim din hibernare, am senzația că ar trebui cumva să pregătim și casa pentru această schimbare. Zoe, scoate sunete pe aici, aici, iubita mea, hai. Și de asta am vrut să fac o referire la Marie Kondo, pentru că ea povestește despre organizarea casei, despre cum să renunțăm la lucrurile care nu ne aduc fericire, plăcere, tăcă, și să păstrăm numai lucrurile care ne servesc. Și da, cumva aș asocia și cartea asta cu toamnă. Iar filmele pentru toamnă, cum au zis și fetele care au făcut deja tagul, și mie îmi place să mă uit la filme de Crăciun multe înainte de Crăciun. Și cumva toată experiența asta a Crăciunului e mult mai faină așteptarea și pregătirea decât ziua în sine care trece foarte repede. Și alte filme, nu știu, desene animate, cred că asta aș asocia eu cu toamna. Îmi plac foarte mult desenele Disney, am mai menționat asta. Și probabil ele ar merge bine alături de o băutură caldă, așa. Îți place vremea de toamnă sau duci dorul verii? Înainte, când eram eu mai tânără, îmi plăcea foarte mult vara, era cumva preferatul meu anotimp. Și acum îmi place tare mult pentru socializare, pentru ieșiri, pentru a sta afară cât mai mult, pentru natură, pentru soare. Însă a început să mă deranjeze puțin mai mult temperaturile astea 40 plus de grade, și de aceea îmi place toamna atâta timp cât nu plouă. Adică, ok, cum a zis și Andreea, e fain să plouă când ești în casă, însă odată ce ai nevoie să ieși din casă să rezolvi una alta sau efectiv să stai la aer, mai ales că în perioada asta lucrăm de acasă și cam tot toată perioada o petrecem, toată ziua o petrecem în casă. Îmi place să ies din casă, când ies din casă să am o vreme mai însorită, nu neapărat caldă. Cum preferi să-ți petreci ziua atunci când plouă? Păi, cum am zis, preferabil înăuntru, dar dacă nu plouă tare, pot să mă și plimb fără umbrela, nu prea vreau să-mi port umbrela, mă enervează rău. Și da, dacă stau înăuntru, îmi place să mă uit la un film bun sau să citesc sau, nu știu, să gătesc chiar. Chiar îmi place să gătesc în timp ce plouă, mi se pare așa, din nou, senzația asta de cozy. Cam așa îmi place să-mi petrec vremea ta, nu sunt prea inspirată la această întrebare. Care este băutura ta preferată de toamnă? Îmi place cafeaua cu scorțișoară. Pumpkin Spice Latte, care îmi place iarăși foarte mult, îmi plac ceaiurile foarte mult, am zis deja că îmi plac în orice anotimp, dar acum cu atât mai mult. Și da, cam astea ar fi băuturile mele preferate de toamnă. Dacă mă auziți sunete pe fundal pe care nu o să pot să le editez, e Zoe. Care este obiectul vestimentar preferat pentru toamnă? Mi-mi plac foarte mult paltoanele, asta chiar mă gândeam în timp ce citeam întrebările Andrei și în timp ce o ascultam. Îmi plac foarte mult paltoanele și, nu știu, o eșarfă colorată sau așa. Îmi plac paltoanele să fie în culori cât mai neutre, adică nu cât mai neutre, poate să fie și roșu și galben, tăcă, dar să fie cât mai simplu, fără design, și atunci să asortez cu o eșarfă frumoasă. Îmi plac culorile mult, adică dacă paltonul e negru, aș purta un fular galben sau nu știu, îmi plac combinațiile astea de culori. Cum arată o zi perfectă de toamnă pentru tine? Să înceapă foarte relaxant, pentru că așa îmi place mie să mă încep dimineața, cu o cafea bună, alături de oameni dragi, afară să fie însorit și poate o plimbare prin parc, cam așa. Eu chiar intru în chill mode atunci când vine toamna și da, așa îmi place să-mi petrec și ziua, adică mai relaxant decât de obicei, când poate avem mai multe chestii de făcut. Eu sunt o persoană activă, adică îmi place să fac multe chestii, dar nu știu, cumva așa asociez eu toamna cu ceva relaxant, făcut împreună cu oamenii la care țin, o plimbare, am zis, prin parc. Îmi place foarte mult sunetul acela când calci pe frunze uscate. Da, am și eu niște plăceri ciudate. Care este outfitul tău preferat de toamnă? Mereu sunt în blugi sau în rochițe, fustițe. Îmi place foarte mult sport blugi cu ceva bătine, un palton, cum am zis, deși paltonul pe care l-am purtat cel mai mult are deja 10 ani și ar veni timpul să fie schimbat. Tot am căutat ceva palton
culoarea moștar, dar n-am găsit nimic interesant, nu-mi place croiul dacă îmi place culoarea și mai departe, așa că nici anul ăsta nu o să am în colecția mea un palton de culoare moștar și cum am zis cu eșarfă sau un fular tricotat, ceva călduros, pentru că sunt o persoană friguroasă în general. Plăcintă cu mere sau plăcintă cu dovleac, îmi plac ambele mult, dar cred că aș prefera-o pe cea de dovleac, pentru că momentan mi-e poftă de plăcintă cu dovleac. N-am mâncat dovleac anul acesta încă și suntem în 2 noiembrie, acum când filmez eu acest clip. Care este culoarea ta preferată de toamnă? Portocaliu, dar nu acel portocaliu pe care îl vedem pe dovlecii de Halloween, ci un portocaliu mai înspre maro, cum sunt frunzele, de exemplu. Da, chiar îmi place mult. Dar urmează o întrebare la care o să răspund mai amplu legat de culoare. Și pe lângă asta îmi place și movul, îmi place vișniu, dar astea sunt culori mai închise. Care este luna ta preferată de toamnă? Octombrie și mai ales sfârșitul lui octombrie, pentru că deja frunzele au început să cadă mai mult. Cumva vremea s-a răcorit. Singurul lucru care chiar nu-mi place legat de toamnă este că ziua se scurtează și se întunecă mult mai devreme și chiar nu-mi place asta. Adică mă trezesc pe întuneric. Atunci când mergeam la birou, mă întorceam acasă pe întuneric și cumva toată partea asta frumoasă a zilei o petreceam acolo când era însorit și zi. Mie nu prea îmi place să am activități noaptea, nu știu, niciodată nu mi-a plăcut. Sunt o pasăre de zi, am mai zis asta. Și da, sunt mult mai productiv atunci când e lumina afară. Care este machiajul preferat de toamnă? Păi dacă port un ruj mai intens, să zicem, un ruj mai colorat, culorile mai închise, atunci machiajul ochilor să fie simplu, cu un tuș eventual, și dacă am far de ploape puternic, portocaliu de obicei, sau mauve vișiniu, atunci prefer să nu port nimic pe buze, nu prea să am și una și alta. Și ultima întrebare, cui dai tagul mai departe? Am văzut că Simona Bujor nu a făcut acest tag și eu invit să-l facă dacă dorește. Fel, oricine dorește să fac acest tag este binevenit și da, mulțumesc Andreea pentru că m-ai menționat. Mulțumesc pentru vizionare și sper că v-a plăcut acest clip. Am decis să-l filmez acum, chiar dacă este destul de târziu, dar dacă nu făceam acum treaba asta, mă prindea Crăciunul. Așa că dacă v-a plăcut și vă place ideea, vă invit să faceți și voi acest tag sau nu știu, să vă gândiți care ar fi răspunsurile. Sunt curioasă și eu. Pa, pa!